Proiectul Primăriei Municipiului Timișoara de construcție a unei noi creșe pe Calea Bogdăneștilor avansează rapid. Parterul clădirii este gata în proporție de 90%, iar acum se lucrează la etajul 2, unde vor fi amenajate bucătăria, spații pentru personal și alte spații administrative și tehnice. Investim 20% din bugetul de dezvoltare al Timișoarei în educație. Fiecare copil merită condiții egale de educație încă de la început. Creșa de pe Bogdăneștilor este prima construită în ultimele decenii în Timișoara. Mai avem încă trei creșe în lucru, în Cearda, în Lipovei, iar cea din Bucovina e în proiectare, a spus primarul Dominic Friț. Conform estimărilor, proiectul va fi gata în această vară, urmând ca deschiderea creșei să aibă loc începând cu luna septembrie. Deși au existat anumite întârzieri și costuri suplimentare din cauza problemelor întâmpinate la fundație, după remedierea acestora s-a lucrat în ritm susținut. Creșa este realizată la standarde ultramoderne și va fi un real beneficiu pentru comunitatea din zonă și nu numai. Investițiile la noua creșă se ridică la circa 8 milioane de lei, cu TVA inclus, din care primăria plătește 6,4 milioane de lei prin bugetul local. Cofinanțarea europeană este de 1,3 milioane de lei cu tot cu TVA.